Filmești! Filmești! Hello, Ștefan aici și astăzi o să vorbim despre plante. Și acum... De când am început eu să vă nebunesc în vlogurile săptămânale cu plante noi cumpărate, cu plantat, cu mutat în alte ghivece și așa mai departe, mi s-a cerut foarte des să fac un videoclip despre plante, despre îngrijirea plantelor și despre cum am ajuns eu practic să reușesc să am grijă de ele, pentru că dacă m-ați fi întrebat acum câțiva ani de zile dacă sunt în stare să am grijă de o plantă sau dacă îmi doresc să am grijă de o plantă, răspunsul ar fi fost cel mai probabil de ce aș face asta. Și recunosc că la început chiar nu, pur și simplu nu eram interesată de plante, nu înțelegeam și de ce mami își petrecea atâta timp în grădină. E bine, după cum vedeți, m-am schimbat complet de atunci. Nu știu, am început ușor să îndrăgesc, am început cu suculentele, cu cactusii, care sunt cele mai ușor de îngrijit. Și ulterior am ajuns și la alte tipuri de plante, dar despre asta o să vorbim altă dată. Tema clipului de astăzi este simplă. Am ales 5 plante sau 5 tipuri de plante care se potrivesc pentru orice începător. Multe dintre voi îmi scrieți că nu știți cum să aveți grijă sau ați încercat, ați cumpărat o plantă și ați omorât-o pe parcurs. Stați liniștite, se întâmplă și mie mi s-a întâmplat la început. Cred că am avut multe plante pe care le-am omorât, hai să ne oprim aici. Și da, într-adevăr e mai greu când abia te apuci, nu știi cum să le uzi, nu știi unde să le pui, nu știi ce să le faci efectiv și sunt șanse destul de mari să se usuce. Tocmai de asta încerc să vă ajut și eu cu acest videoclip. Am ales câteva plante care sunt destul de greu de omorât. Trebuie să fii foarte, foarte, foarte ambițioasă ca să reușești să le omori și pe lângă asta sunt plante care sunt și benefice în casă. Așa că, pe lângă faptul că aduce acolo o pată de culoare, niște nuanțe de verde în decorul casei tale, aduce și ceva beneficii pe lângă. Hai să vorbim despre ele. Prima pe care o am aici, cea mai apropiată, este o iuca. Ea este mult mai mare, o să încerc să vă arăt așa cu totul, dacă pot, pentru că este și grea. Din păcate, deasupra aici, partea de sus, este cam roasă de scaiete și i s-a uscat un plic. Și s-a uscat un pic vârfurile, așa că nu mai e chiar cum ar trebui să arate. O iuca normală și fără pisică în casă ar trebui să arate cum este puiusul acesta de aici. În schimb, partea de sus este fix la nivelul lui când se urcă pe mobilă și n-am ce să-i fac. Am căutat pe net. Nu sunt plante toxice și e foarte important dacă aveți animaluțe în casă, mai ales animaluțe foarte curioase cum e Sky, căutați neapărat înainte de a vă cumpăra o plantă dacă tipul respectiv este sau nu toxic, pentru că riscați să dați de probleme și nimeni nu vrea asta. Eu o să menționez la toate plantele de astăzi, atât de numirea lor în latină, cât și dacă sunt sau nu sunt toxice pentru animalele de casă. Am încercat să-i fac aici un aranjament așa de festival, doar că luminițele mele nu mai au baterie și nu pot să vi le aprind să le arăt, dar arată drăguț și per total. Iuca este o plantă exotică, după cum vedeți arată ca un palmier. Sunt mai multe, mult mai multe tipuri de iuca. Din câte știu, la noi chiar se găsesc niște tipuri de iuca care rezistă la îngheț și le poți planta în curte. Asta nu merge, de exemplu, plantată în curte, cea care crește pe tulpină înaltă. În schimb, sunt alte soiuri care rezistă. Ce poți face este să o scoți vara afară, așa în ghiveș cum este ea, iar iarna să o bagi în casă ca să nu moară. Găsiți astfel de plante în foarte multe magazine de specialitate, dar găsiți și în magazine gen Dedeman, Hornbach și așa mai departe. Și în Ikea. Eu pe a mea am luat-o din Ikea și cred că acolo am găsit și cel mai bun preț. A fost până în 100 de lei, cred că 90-99 de lei, ceva de genul ăsta, pentru o plantă care are un metru 20, un metru 40, nu știu exact, că mai și crescut de atunci, dar în orice caz este o plantă mare. Mi-am dorit foarte mult o plantă înaltă în sufragerie ca să balansez cumva piesele de mobilier și asta a venit la fix. Iar la capitolul udat, eu o ud cam o dată pe săptămână, poate chiar mai rar, rezistă cu succes la secetă, deși dacă pleci de acasă și uiți de ea sau pur și simplu uiți de ea pentru că nu ești obișnuită cu plantele, o plantă matură de tipul acesta o să reziste cu succes la o perioadă de secetă. Ideea e să nu o lăsați în prea multă apă, deci acolo trebuie să aveți grijă, să nu o dați prea mult. Și în general se aplică cam la orice plantă chestia asta. Dacă o dați foarte mult și mai ales dacă rămâne apă în ghiveci, atunci rădăcinile o să putrezească și o să moară planta. Cum fac eu cu plantele mai micuțe, cu asta nu-mi iese că e mult prea mare, dar cu plantele mai micuțe le pun de obicei în cadă sau în duș, dau cu dușul ca lumea de tot pe ele să se ude bine, bine de tot pământul și le las câteva minute să se scurgă, după care le mut la locul lor. Și așa sunt foarte sigură că sunt udate cum trebuie, că a ajuns apa la rădăcini și că nici nu rămâne apă în exces în ghiveci. În general fac treaba asta cam o dată pe săptămână, cu plantele mai mici, după cum spuneam, cu care îmi permit, și cu plantele mai mari le pun într-o farfurie ca să văd dacă e apă în exces, dacă dă apă pe afară și golesc farfuriuța respectivă.
Următoarea pe lista mea este spider plant, popular. Nu știu cum îi zice popular în română. O să pun denumirea la tine pe ecran, după cum spuneam. Este o plantă care purifică aerul și este o plantă deloc, deloc pretențioasă. Eu, pe ambele pe care le-am, le-am în ghiveci de tipul acesta cu cârlig și l-am agățat la perdea. Am una dormitor și una în sufragerie. Îmi place foarte mult culoarea ei, este foarte, foarte verde. Și, nu știu, arată, oferă un contrast foarte drăguț cu perdeaua albă, cu pereții albi, mi se pare că arată fain. Și, după cum spuneam, purifică aerul. Iar faptul că e agățată la perdea, mă face de multe ori să uit efectiv de ea. Și o ud cam când îmi amintesc. E și puțin complicat, că nu stau tot timpul să dau jos de acolo, așa că de multe ori vin doar cu puțin tică apă și mai completez acolo cât să nu curgă pe jos, pe parchet. Dar, după cum vedeți, arată foarte bine. Ea nu se plânge, chiar nu e deloc, deloc pretențioasă. Din ce am citit pe net, ar fi bine să nu fie ținută foarte aproape de fereastră sau în lumină directă. A mea văd că n-a suferit, dimpotrivă a mai făcut un puiuț aici lângă și foarte mulți puiuți pe lângă. Chestiile astea se numesc spiderets în engleză și practic sunt puiuții ei și sunt destul de mulți. La rândul lor pot fi plantați și ei în alb ghiveci, așa că poți să ai plante noi non-stop, infinit plante noi. Eu pe aceasta am luat-o, de fapt și pe aceasta și pe cealaltă, l-am luat de la Trias, Florăria Trias. E un site pe care l-am descoperit recent printr-o prietenă și deja mi-am dat, cred că, vreo 3 sau 4 comenzi la ei. Au foarte, foarte multe plante, mai ales de cameră, de apartament, la prețuri foarte bune, au tot timpul oferte și când mă întreabă cineva de unde am plantele, cel mai probabil de acolo, să le am plantele din casă. Planta aceasta, la fel, nu este toxică pentru animale, așa că dacă aveți pe cineva care își bagă dințișorii în orice, este safe, puteți să o puneți în casă, nu va fi nicio problemă. Poate doar problemă pentru voi, pentru că o să suferiți după ea. Următoarea plantă nu pot să vă arăt în mână, pentru că este o plantă cățărătoare care deja este întinsă pe balustrada scării, așa că o să vedeți acum niște cadre cu ea, am încercat să o surprind în glorioasa ei prezență. Este o plantă superbă, cred că e preferata lui Andrei din casă, dacă îl întreb acum. Este? Face semnul ăsta. Zi mai tare! E planta preferată după tine din casă. Mulțumesc! Se numește potos, este o plantă toxică, deci aveți mare grijă. Eu mi-am permis să o pun la trepte pentru că, în mod surprinzător, nici scaiete, nici sisco nu au treabă cu ea, doar îmi rup frunzele, acolo sufăr cel mai tare. Se joacă întotdeauna pe scări și în joaca aia lor, pac, mai smulg câte o frunză, dar mă rog, nu le mănâncă, ceea ce e bine. Este o plantă asemănătoare cu iedera, se numește chiar popular iedera dracului, dacă nu mă înșel, și frunzele sunt de obicei variegate. Variegat înseamnă că nu au o singură culoare, ci sunt verde mai închis cu câteva striații de verde deschis. Cu cât e mai aproape de lumină, cu atât o să aibă mai multe striații de verde deschis și cu cât e mai departe, cu atât mai puține. Cam așa funcționează treaba asta. La fel, este o plantă deloc, deloc pretențioasă. Eu, fiind agățat acolo la trepte, mi-e complicat, adică nu pot să o dau jos, să-i fac baia de care spuneam mai devreme și de obicei o ud cu stropitoarea și cu o cârpă de desubt pentru excesul de apă care se scurge. Foarte important, dacă vreți să luați plante cățărătoare, neapărat să fie în ghivece perforate pe fund, pentru că altfel o să se adune apa acolo, fără să vrei, și vor putrezi rădăcinile, așa că o să moară planta. Asta de obicei cred că e cauza numărul 1 din ce am observat eu din toate discuțiile pe care le-am purtat. Prea multă apă. Încercați să nu puneți prea multă apă. Dacă simțiți pământul un pic umed, mai bine lăsați-l să se usuce. În general, plantele pe care le menționez eu acum sunt rezistente la secetă mai degrabă decât rezistente la pământ prea umed, așa că mai bine lăsați-l să se usuce. Planta de care vă povestesc. Potos este o plantă care poate fi atât curgătoare cât și cățărătoare dacă o îndrumați către ceva. Noi, după cum ziceam, am pus-o pe balustradă, așa că s-a întrepătruns acolo foarte drăguț. Și marele ei beneficiu este faptul că purifică aerul. Mai precis, dacă v-ați mutat recent sau ați schimbat mobila recent, știu că este foarte, foarte bună pe partea de formaldehidă. Scoate formaldehida din aer, formaldehida fiind toxică pentru oricine. Așa că, după cum spuneam, dacă v-ați mutat recent, dacă v-ați schimbat mobila, cred că e o plantă foarte bună. Plus de asta se prinde foarte ușor. Eu am tăiat o crenguță din ea doar ca să o mai scurtez un pic și să o fac să se îndesească. Am pus crenguța respectivă în pământ și acum are frunză nouă crenguță. Așa că sunt foarte, foarte ușor de prins și arată și foarte drăguț. O să vă pun aici și câteva fotografii de pe Pinterest, să vedeți câteva aranjamente super interesante cu planta asta. Am văzut la multe persoane, au ghidat-o chiar pe pereți și au prins-o cu mici cleștișori în rigips. Arată foarte interesant treaba asta și mi-aș dori și eu să pot să fac.
dar poate nu e timpul pierdut. Mai departe, o categorie de plante care sunt foarte ușor de îngrijit sunt suculentele. Atenție, sunt câteva soiuri care sunt foarte, foarte sensibile și pretențioase, dar dacă nu aveți și voi norocul să le nimeriți fix pe alea când cumpărați din magazin, atunci o să vă meargă foarte bine. Am aici o plantă de aloe. Planta de aloe este foarte ușor de îngrijit, se udă rar. Eu suculentele și cactusile ud cam la 2 săptămâni vara, iarna poate chiar mai rar, dar le ud foarte, foarte bine, în sensul că le pun în chiuvetă, pun multă, multă apă în ghiveci, o las să se scurgă, mai pun încă o dată, o las să se scurgă și abia apoi le pun la locul lor. Asta ca să rămână cât mai multă apă. Și neapărat, dacă mutați suculentele din ghiveciul în care au venit ele în alt ghiveci, să fie un ghiveci perforat și să folosiți pământ special pentru cactus și suculente. Dacă folosiți pământ normal de flori, atunci o să rămână mult, mult prea multă apă și umezeală în el și vor putrezi rădăcinile. Asta așa ca un sfat extra. Suculenta care mie mi se pare cea mai ușor de îngrijit și care este și foarte drăguță pentru că o poți face sub formă de bonsai, copăcel sau o poți păstra să fie mai micuță, mai compactă. Sunt multe, multe variante pentru planta asta. Se numește Jade Plant. La noi cred că îi zice copacul banului, nu sunt foarte sigură. Dacă găsesc informația corectă, o să o pun pe ecran. Dar arată cam așa. Eu am aici un aranjament de asta iarnă, de asta sunt niște globulețe acolo aurii. Asta e una dintre ele, eu am foarte multe jade plants prin casă. Am, cred că, una, două, trei, patru, cred că am vreo cinci. Și una a fost omorâtă de Skyte și de Cisco, dar e ok. Sunt plante deloc pretențioase. În principal trebuie să stea la o fereastră către sud. Atenție, nu dincolo de perdea, să nu puneți suculentele după perdea, pentru că soarele poate să le ardă frunzele, fiind prea puternic vara. În schimb, dacă lumina trece filtrată către ele, să fie cât mai aproape ca să aibă cât mai multă lumină. Suculentele, în general, au nevoie de cât mai multă lumină și cât mai puțină apă. Cam astea sunt regulile de bază. Și o să vă arăt acum și una din suculentele moștenite, de la mama lui Andrei mai exact, cred că are pe puțin 10 ani și arată atât de frumos, ca să vedeți unde poate să ajungă un jade plant. Mie mi se pare absolut superb, cred că e una dintre plantele mele preferate și parcă au așa o personalitate a lor, nu vi se pare? Ultima este tot un fel de suculentă, dar este o suculentă mai aparte, așa că am hotărât să o pun separat. Aceasta este o plantă care oferă oxigen noaptea. Este foarte important lucrul ăsta, deoarece sunt multe plante care noaptea dau afară dioxid de carbon și abia ziua dau afară oxigen, ceea ce nu e un lucru foarte bun pentru că noi avem nevoie de oxigen practic. Și e bine să ai cât mai multe plante de acest tip în dormitor ca să duci un somn odihnitor, să se regenereze corpul și așa mai departe. E important să ai oxigen în camera în care dormi. Iar asta este una din plantele care oferă foarte mult oxigen noaptea. Se numește Sansevieria trifasciata, dacă nu mă înșel. Popular snake plant pentru că se aseamănă cu un șarpe. Și, practic, este o suculentă care crește la dimensiuni destul de mari. A mea e chiar încă micuță. Am văzut, cred că la mai mult de un metru, plante asemănătoare cu ea. Eu am chiar 2 puiuțe, acum i-au dat la bază și sunt foarte, foarte fericită. Iar ca orice suculentă se udă foarte rar, are nevoie de lumină. Nu trebuie neapărat să fie foarte aproape de fereastră. Eu o țin undeva lângă pat, nici măcar, nu știu, cred că sunt vreo 2 metri, dacă nu chiar mai mult, până la fereastră și cu toate astea n-are nicio problemă. Singura treabă e că, nefiind atât de aproape de sursa de lumină, vedeți că a crescut un pic așa mai răsfirat, pentru că e normal, frunzele se duc către lumină, le tind către lumină ca să absorbă cât mai mult. Așa că odată la ceva timp o mai rotesc ca să crească cât de cât echilibrat, să nu fie doar pe o parte lăsată și pe cealaltă parte nelăsată. Sunt sigură că ați văzut planta asta în foarte, foarte multe fotografii de design interior, mai ales pe Pinterest și pe Instagram. În ultimii ani a devenit o plantă foarte populară pentru că, ce-i drept, arată într-un anumit fel, e foarte frumoasă și fiind în atâtea culori, nu știu, reușește să schimbe spațiul în care locuiești, mai ales dacă e un spațiu în culori mai monotone, dar, după cum spuneam, este și o plantă cu foarte multe beneficii, așa că vă recomand, am văzut-o chiar recent la Auchan, cred că era în jur de 70-80 de lei, o plantă dublă, dacă nu chiar mai bine de atât, față de a mea. Așa că, dacă vedeți acum clipul și vă doriți una, puteți să-mi faceți o vizită la Auchan și vedeți dacă găsiți acolo. A mea este de la Florăria Trias, ca de obicei, și, în general, suculentele mi le cumpăr fie de la Trias, fie din Dedeman, acolo găsesc de multe ori diverse soiuri pe care nu le găsesc în alte părți, doar că sunt foarte, foarte micuțe. Orba. Și asta, în urmă.
Și a treia sursă este Hornbach. Doar că cei de la Hornbach au prețuri un pic mai mari față de ceilalți doi. Cam ăsta ar fi sfaturile mele așa de bază și sper să vă ajute și pe voi în îngrijirea plantelor. Neapărat să-mi scrieți dacă reușiți să duceți până la bun sfârșit un plant al vostru și să vă supraviețuiască o plantă, prima voastră plantă. Și dacă nu, nu-i nicio panică. Următoarea plantă sunt sigură că va supraviețui mai mult sau a treia sau a patra și așa mai departe. Dar dacă vă doriți șanse cât mai mari de reușită, atunci încercați cu una dintre plantele menționate de mine astăzi. Mulțumesc mult că ați vizionat acest clip, sper că ați observat că am schimbat și numele canalului, acum este Ștefana și așa va rămâne. Știu că o să vă fie și vouă o dor de The Pretty Blossoms și mie mi-e dor deja de The Pretty Blossoms, blogul a rămas așa, în schimb m-am gândit că pe YouTube ar fi mai bine să fiu sub numele meu și atât. Așa că vă mulțumesc că ați fost alături de mine în călătoria de până acum și sper să fim în continuare împreună. Vă pup! Pa!